găsit la un nou episod. De data asta o să vă arăt cum să recreați un chunk sau mai multe chunk-uri în Minecraft. Adică, de exemplu, dacă noi avem efectiv această casă imensă și avem asta, da? Ăsta ar fi un chunk, să zicem, în copac. Deci noi punem trebuie să punem un bloc anumit aici și efectiv el îți arată chunk-ul. Și noi putem chunk-ul ăsta să-l mutăm, de exemplu, nu știu cum să vă zic, aici, știți? Care putem remuta chestiile, un chunk sau mai multe chunk-uri, să nu uităm, da? Deci, în primul și în primul rând, blocul se numește structure block. Cum facem rol de acel bloc, nu-l putem lua din inventar, așa că o să avem nevoie de intrare în chat și să scriem comanda asta. / give aron p structure. Nu void, ci bloc. Bloc. Așteptăm câteva secunde și o să ne-l dea. E bine, cu acest structure block, efectiv ce putem. Deci îl punem aici. El ne arată chunk-ul ăsta. Și noi vrem să nu ne arate doar chunk-ul ăsta. Așa. El efectiv a proiectat acest chunk, adică l-a recreat și noi acum ce trebuie să facem e foarte simplu. Intrăm pe el. Trebuie neapărat să punem o structură a numelui, nu știu, spunem casă. Sa, casa. Nu, da. Bun. Bun, aici o să dăm un detect. Așa, model aici load înseamnă că așa, save memory. Bun, și acum îi dați un save. După ce ați făcut toate chestiile astea, mai nu știu, de exemplu, vă puteți duce aici, da? Structura va fi ca sa, let's load, și efectiv ne-a recreat ce am avut noi acolo, ne-a recreat aici, da? Foarte simplu, foarte frumos, fără nicio durere de cap, nu este, dar acum am efectiv putem vedea următoarea chestie. Cred că ne-a recreat. Bun. Avem aici, să zicem, hai să mergem mai departe. Avem această insulă. Punem aici. Intrăm aici. Putem scrie 20. Putem pune tot 20. Așa. Adică în sus. Putem pune, hai să zicem, 7 blocuri. Înălțimea cred că este de normală. Este de 9 blocuri. Acum, așa. Și așa. Lățimea, cred că așa, da, cred că, nu sigur, putem pune de 40 de blocuri. Dacă îi dăm așa, efectiv ne-a copiat foarte mult din lume. 3, punem un 3, numele structurii, voi puteți pune mai știu, altfel de structură. Aici o să vă arată chunk-ul care a fost copiat. Să zicem că noi acum mergem, de exemplu, la această insulă, da? Punem aici. Cred că am pus 7. I-am pus 7. Că am fi pus 7. Asta e numele structurii 3. 3 numele structurii.
structurii. Ok, și punem 3 aici. 3. Trebuie să dai un load. Ce s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat. S-a copiat efectiv partea aia, s-a recopiat aici. Și copacii ăștia au fost înghițiți efectiv de apă. Oricum nici măcar nu era pământ, să zicem că da. Și a făcut că... Deci cam așa vă puteți copia și voi structurile, dacă vreți să copiați structurile sau așa ceva. Da. V-a plăcut videoclipul de azi, nu uitați dați un like și... N-am căzut în casa mea.